Vizite gratuite la Muzeul de Artă din Craiova de Ziua Națională Constantin Brâncuș. Copiii care au trecut astăzi pragul instituției de artă au putut vedea 6 opere ale marelui artist. Evenimentele marchează împlinirea 140 de ani de la nașterea marelui sculptor, care a revoluționat limbajul și viziunea în arta secolului trecut, prefigurând în acest fel modernismul. Sunt 6 opere, mă refer aici la Orgoliu, Vitellius, Cap de băiat, cea mai celebră operă de la noi din muzeu și, zic eu, din lume, este Sărutul, lucrarea care se află chiar aici lângă noi, Domnișoara Pogani și Torsul. Însă, în plus, craiovenii pot vedea, pentru cei care nu au vizitat muzeul de la deschidere, pot vedea Ecorșeul, lucrare care este expusă de foarte puțin timp, dar și un scaun colțar care este din perioada artizanală a lui Brâncuș. Vizitatorii au beneficiat de ghid din partea muzeului și au putut vedea proiecții cu operele reprezentative ale artistului, însoțite de cuvintele acestuia. Așadar, astăzi sărbătorim pe Constantin Brâncuș, care s-a născut pe 19 februarie 1876. Colecția Brâncuș de la Craiova reflectă perioada de început, când artistul își contura traseul de la un figurativ comun în epocă până la momentul de apogeu, în care concepțiile sale estetice au depășit contemporaneitatea impunând arta modernă.